Pe data de 2 august în Medgidie vor sosi artiștii plastici. Ediția de anul acesta va fi una a diversității culturale. Se vor reuni 14 pictori din 7 țări: Turcia, Irak, Algeria, Statele Unite ale Americii, Italia, Republica Moldova și România. Ca și noutate, anul acesta avem artiști din alte țări. Avem o artistă pe care o așteptăm, sperăm să reușească să vină, de la Bagdad, din Irak. Avem un artist din Algeria, avem o artistă din Izmir, una din Konya, doi italieni, deci oameni care vin pentru prima dată nu în Medgidia, pentru prima dată în România. Ce se va întâmpla cu lucrările realizate de către artiști și unde vor ajunge acestea? Lucrările care se realizează în timpul taberei de pictură de la Medgidia ajung în proprietatea primăriei. Fiecare artist care participă, dar asta s-a întâmplat de când am intrat eu în echipă, știu cu siguranță, dar și înainte s-a întâmplat. Fiecare artist care participă, odată ce lasă minim 2 lucrări, unii lasă chiar mai mult de 2 lucrări, lasă și o hârtie semnată prin care cedează toate drepturile, și drepturi de imagine, și drepturi de reprezentare, toate drepturile aferente lucrărilor respective. Tabăra de pictură a luat naștere în semn de respect față de personalitatea marelui pictor post-impresionist Lucian Grigorescu, născut la Medgidia în anul 1894. Evenimentul a apărut și din dorința de a îmbogăți patrimoniul cultural al municipiului cu tablourile realizate an de an de către artiștii plastici participanți.